Deputatul Radu Vasilică dorește ca salariile de merit pe care acum le primesc doar unii profesori să nu se mai acorde și de acești bani să beneficieze toate cadrele didactice. Am avut mai multe discuții cu colegi profesori care au semnalat faptul că aceste gradații, aceste salarii de merit, nu știu cât își ating scopul, pentru că sunt cuantificate pe criterii altele decât cele strict didactice, pe participări la acțiuni de voluntariat, pe activități extrașcolare cu copiii, pe implicare în ONG-uri. Ori, cred că aceste criterii, repet, extrașcolare strict, în afara activității strict didactice, probabil ar trebui regândite. În consecință, parlamentarul consideră că ar trebui să se renunțe la salariile de merit. Eu împreună cu câțiva colegi ne-am gândit și luăm în calcul chiar să propunem o variantă mai abruptă de desființare a acestor salarii sau gradații de merit și de acordare a unei creșteri salariale generale profesorilor, pentru că în felul ăsta am eliminat și din tensiuni și din intervenții, inclusiv politici, nu vă ascund, că sunt și intervenții politice pentru acordare de gradații de merit și salarii de merit. Și atâta timp cât aceste criterii țin în primul rând de activitate extracurriculară, extrașcolară, cred că ar fi mai înțeleaptă o transformare a acestor elemente de premiere. În opinia deputatului Radu Vasilică, renunțarea la salariile de merit ar duce la o creștere salarială generală de 2% pentru toate cadrele didactice din România.